Doamna Patapievici? Doamna Cățăș, eu sunt doamna Patapievici. Cu ce pot să te ajut? Am vorbit la telefon pentru programare la ora 16. Da, cum n-am vorbit noi? Am vorbit. Da. Aveați alt accent la telefon? Telefon românesc, mâncațeș. Îmi scoate toate mâncața și hauleurile din conversații. Da, hai, ia loc. Așează-te, fă-te comod. Cu ce te poți să te ajute, doamna psiholog Pata Piveceu? După cum v-am spus la telefon, sunt foarte stresată în ultima perioadă, când am impresia că o să-mi pierd locul de muncă și... Vezi dacă ești prost să mergi la muncă? Hai, nu mai te pierdu, mâncață! Păi dar tu ce zici, mâncață, și că-ți pierzi locul de muncă? Păi chiar șeful mi-a zis că dacă nu mai dau randament, nu mă mai ține, că e și o perioadă grea pentru firmă. Dar ce muncă faci tu, boss? Cu case, cu interiorul caselor, cu mobilier. Are legătură în principiu cu interiorul caselor. Da, cunosc domeniul, boss, cunosc. Las că nu mor tu din atâta. Da, nici cu soția nu mai pot înțelege deloc. E româncă? Da, e româncă. Nici eu nu m-aș înțelege cu ea. Ascultă la mine. Adică vrei să spuneți că nu-i vina mea? Pentru că eu am impresia că mă înșeală. Ia măcată, ia ridică-te puțin, ia. Ha? Stânga, dreapta, față, slăbuț. Uleu, nici pe n-aș da vina pe faza cu înșelatul. Ai o față disperătoare de porumbei. Da, să știți că uneori și pleacă noapte de acasă. Pleacă de acasă, zici? Și pe la ce oră pleacă ea așa de acasă? Mai târziu, așa. Și la voi acasă mai este cineva când pleacă ea? Păi, rămân eu. Da, prost ești. Tu stuchite armâțele. Dar nu poți să pleci și tu măcar o oră să leși casa goală? Că știi cum se zice? Goal o leși, goal o găsești. Păi cum adică să plec? Unde să plec? Cum unde? După ea s-o urmăresc. Adică dacă o urmăresc și văd că nu mă înșeală, mă liniștesc și dacă văd că mă înșeală, măcar știu ce am de făcut. Da, are sens. Foarte, foarte bun sfat. Mulțumesc. Hai, văzut, mâncăță! Bă, dar chiar mă pricep la chestia asta. Să-mi dai și mie adresa unde stai. Că ne-am și certat ură zilele trecute, că zice că job-ul mi-ocupă tot timpul și... Sunt enervat și să cu paharele de cristal după mine. Auleu, paharele mele, ale tale! Și era să spargă și televizorul ăla nou. Nu mă zici, mâncăță. Calmează-o, că-i păcat de televizorul ăla, nu? Da, știți cât costă un televizor din ăla? Nu, dar presimt că o să aflu. Deci nu a reacționat bine cu a făcut asta, adică nu-s eu nebun. Nu, cum să dau cu paharele de cristal în cap la om? Dar un făcăleț, un borcan mai sărăcăcios, o treabă, n-avea altceva să dea. Da, și mai am și alte datorii, că acum încep să mă gândesc serios că ar trebui să încep să vând din casă ca să-mi scap de ele. Stai mă, gata, și așteaptă-ți rând, unde bagi așa peste mine? Acum te rog să mă scuz. Da, timpul s-a cam încheiat. Vă rog eu frumos, nu mă dați afară, că abia am început acum așa. Dacă după aia mă dați afară, încep să mă iau anxietate și după aia încep să am atacuri de panică și simt că mă sufoc și nu mai pot să respir. Da, mă, nu te agita așa, că am o soluție belea pentru tine. Fii atent, da, așa te relaxezi. Dai în poziția lotus, facem o meditație. Hai, închide ochii, așa, nu-i deschizi, fii atent. Și începi, mâncați, și inspiri, expiri. Inspiri, expiri, te relaxezi, inspiri, expiri. Ești pe o plajă pustie, plină cu nori și cu nisip, mâncățaș. Fericirea e pe chipul tău. În momentul ăla vine mamica ta și te învăluiește într-un nor de fericire. Într-un nor de fericire. Inspir, expir. Inspir, expir. Da, psiholog? Alo? Alo? Șefu, alo? Da, acordeone. Hai că pleca șeful. I-am vorbit până am plătit set-o. Bun, acordeone, hai că încarc băiții și venim.
Să vin cu duba sau cu tirul? Păi șeful, duba e pentru apartamente, șeful. Adu tirul, că avem treabă. Ia uite ce mobilier este aici. Auzi, mă, are terpomane sau lemn strafiticat la geamuri? Ca să știu care rangă să... Pe care rangă se potrivește? Șeful, nu știu. Adu de amândouă. Gata, hai că venim. Bravo, uite, ți-a câștigat locul de muncă, nu te mai dau afară. Mulțumesc, șeful. Cum am zis eu, prost să fii să fur cu plasa când poți să fur cu tirul.